Scăderea numerelor naturale până la 100 fără trecere peste ordin, adică unitățile descăzutului sunt mai multe decât unitățile de același ordin ale scăzătorului. O primă situație este aceea în care și descăzutul și scăzătorul sunt formați numai din 10 întregi. Putem să spunem 10 minus 10. De exemplu, 70 minus 30. Această scădere se rezolvă prin analogie cu scăderea numerelor naturale până la 10. Știm că 7 minus 3 este egal cu 4. Atunci, 7 grupe de 10 obiecte, adică 70, minus 3 grupe de câte 10, minus 30, este egal cu 4 grupe de 10 obiecte, adică cu 40. Să rezolvăm acum o operație de scădere, în care descăzutul este format din 10 și unități, iar scăzătorul numai din unități. 10 unități minus unități. De exemplu, 57 minus 4. Cum vom proceda? Vom descompune descăzutul în zecile și unitățile din care a fost compus, adică 57 se descompune în 5 zeci și 7 unități. Apoi vom scădea scăzătorul. Din unitățile descăzutului scad unitățile scăzătorului, adică 4. 7 minus 4 este egal cu 3. Iar 10-ile sunt 5. Din 5 zeci și 3 unități se compune numărul 53. Care este rezultatul operației noastre de scădere? Acesta este modul de a calcula mental prin descompunere. Calculul înscris se realizează scriind cele două numere unul sub celălalt. 57 descăzutul minus scăzătorul fiind format numai din unități, îl așezăm în coloana unităților sub cifra 7. Și acum, 7 minus 4 este egal cu 3. Iar cifra zecilor este 5. Un alt tip de scădere este acela în care descăzutul este format din 10 și unități, iar scăzătorul este format din 10 întregi. Un exemplu, 68 minus 40. Cum procedăm în acest caz? Descompunem descăzutul în zecile și unitățile din care este format. 68 se descompune în 60 plus 8 și vom scădea scăzătorul, adică 40. Din zecile descăzutului scad acum scăzătorul. 60 minus 40 egal cu 20, la care voi adăuga cele 8 unități. Din 20 și 8 unități se formează numărul 28, care este rezultatul operației noastre de scădere, diferența. Calculul înscris înseamnă să așezăm cele două numere unul sub celălalt. Descăzutul 68 minus 40, cifra zecilor 4 sub cifra zecilor descăzutului, iar 0 sub 8. Începem să scădem de la unități. 8 minus 0 este 8, iar 6 minus 4 este 2. Diferența este 28. Vă propun acum o operație de scădere în care atât descăzutul cât și scăzătorul sunt formați din 10 și unități. De exemplu, 78 minus 43. De data aceasta vom descompune și descăzutul și scăzătorul în zecile și unitățile din care au fost formați. 78 se descompune în 78 unități, iar 43 se descompune în 43 unități. Acum, din zecile descăzutului scad zecile scăzătorului, adică 70 minus 40. Și obținem 30. Din unitățile descăzutului scad unitățile scăzătorului, adică 8
minus 3 și obținem 5. Iar din 30 și 5 unități voi obține numărul 35, care este tocmai rezultatul operației noastre de scădere. Acesta este calculul oral prin descompunere. Ca să rezolvăm în scris, vom așeza numerele unul sub celălalt. Descăzutul 78 minus 43, cifra zecilor la locul ei și cifra unităților sub unități. 8 minus 3, 5, iar 7 minus 4, 3. Diferența este 35.